Bine v-am regăsit, oameni buni! Salut copii! Fiind astăzi o zi grea, am zis eu să vin să vă distrez un picuț și să vă mai citez câteva perle. De data aceasta, fiindcă nu am mai corectat în nicio comisie de examen, mi-am cules perlele de pe internet. Vă asigur că Uh, e plin de perle, vă sfătuiesc să le căutați și domniile voastre dacă sunteți pasionați de ele. Eu nu sunt așa de pasionat de perle, vă spun de la început, dar le-am adus în scopul de a vă uh, bine dispune. Ce sunt perlele? Bă, evident, e vorba de un sens uh, ironic aici, oameni buni. Nu e vorba de perlele acelea scoase din uh, scoici da? și pe care le poartă doamnele frumoase în șiraguri la uh, gât, da uh, vechi, cunoscute încă din antichitate. E vorba de uh, greșelile de exprimare, de greșelile de conținut, de la examene. Acelea sunt perlele. Greșeli la care profesorii care corectează nu se pot abține să uh, nu râdă. Așadar, nu se pot abține să râdă. Scuzați, iată, greșesc uh, și eu. Atâta doar că voi culege perle nu numai de la obiectul meu, limba și literatura română. Voi culege perle și de, alte, de la alte obiecte ca să fim cu toții uh, mulțumiți. Începem cu filozofia. Citez. Cred că am demonstrat în textul meu că, în afară de masochiști, trăim ca să fim fericiți. De. E o formă de a te gândi. Trăim ca să muncim, ca să ne afirmăm ca oameni. Că suntem și fericiți, e o consecință a felului cum muncim. Dar asta e comentariul meu. Altă perlă. După o vizită la un muzeu de artă contemporană, mi-am schimbat percepția asupra vieții pentru că am înțeles că se pot câștiga bani din orice. Se pot câștiga bani din orice, e adevărat. Nu înțeleg, însă, cum se pot câștiga banii din, de la muzeu. Asta e o altă poveste. Altă perlă. Politica nu are nimic de a face cu filozofia. Toți știu că Descartes a fost membru al Partidului Socialist, francez, se pare, nu? Și totuși a scris cărți foarte bune. Interesant, da? Descartes a trăit între 1596 și 1650 când nici vorbă de Partid Socialist. Primul Partid Socialist, cred că cel francez, apare oameni buni la 1901. De bea de atunci încolo putem vorbi de partide e, socialiste. Așadar, iată-l pe Descartes, filozoful, Făcut membru al Partidului Socialist. Încă o chestiune. N-am înțeles de ce socialiștii nu pot scrie cărți foarte bune. Nu pentru că zice aici, deși socialist, totuși a scris cărți foarte bune. Da. De cart care se învață la școală. Hai să cităm perle de la limba și literatura franceză mai departe. Ne întrebăm uneori. Dacă scriitorii înțeleg ce scriu. Na, noi ne întrebăm adesea dacă elevii înțeleg ceea ce scriu. Cu siguranță uh, scriitorii înțeleg ceea ce uh, scriu, că doar nu scriu degeaba. Cităm altă perlă. Potrivit lui Platon, androizii ar fi motivul dragostei. Androizii deci o ființă cu specific bărbătesc, da? Andros, bărbat în limba greacă. Ei, nu e vorba de uh, programul uh, unor telefoane mobile. Cităm mai departe, altă perlă. Secolul al XIX-lea, al iluminismului, cuprinde multe mișcări și autori. Paul Verlaine este cunoscut pentru romanele sale, printre care în conjurul lumii în 80 de zile. Deci, câtă carte a învățat copilul acesta, vă este foarte clar. Nu cred că e cazul să vă mai comentez. Nici despre iluminism încadrat Iurea, nici despre Paul Verlaine, care n-a scris niciodată romane, ci poezii frumoase și mai ales de dragoste. Citiți-le, dragi copii! Nici de ocolul lumii în 80 de zile a lui Jules Verne și nu a lui Paul Verlaine. Perle de la matematică, ca să nu iertăm. Unghiul ascuțit a fost descoperit de savantul Cosinus. Fără comentariu. Triunghiul este un dreptunghi cu o latură în minus. Perle la istorie. Președintele american s-a întâlnit cu monologul său francez, Holland. Actualul președinte. Na, nu știu cum e istoria aici, dar e altă poveste. Monolog înseamnă discurs liber al unui singur cetățean în fața unor spectatori. Deci vorbește un singur personaj. Citem altă perlă. Regimul de la Vichy a fost mereu bun pentru sănătate. Deci, probabil se punea ca prișniță. ONU, Organizația Națiunilor Unite, ONU este o instituție care le permite țărilor bogate să le controleze pe cele sărace cu blândețe. Acest lucru duce la evitarea războaielor și a morților. Ceea ce este mai degrabă pozitiv. Perle la geografie. America de Sud nu se poate pune cu America de Nord, în afară de Brazilia, care reușește datorită fotbalului și carnavalului. Africa de Sud a fost creată în 1815 de Nelson Mandela. Iată-l pe bietul Mandela, care a trăit 200 de ani. 200 de ani, fiind cel mai longeviv personaj politic cunoscut vreodată. Altă perlă. Rusia este o țară mare care deține mari rezerve de petrol, dar și multe butoaie de vin. Acest lucru este important pentru atragerea unor noi investitori, cum ar fi Gerard Depardieu, actorul. Da. În Japonia, lipsa spațiului face autoritățile să se construiască aeroporturi submarine. Ei acum nu știu cum vor ateriza avioanele pe acele aeroporturi submarine. Asta e o altă poveste. Altă perlă. Rasismul este evident în numirea unor țări africane ca Montenegro. Ei, Montenegro nu prea e african, dar Altă perlă de la română de data aceasta. Împărați pe care lumea, nu, scuzați, împărați cu care lumea nu putea să se mai împace, au venit și la noi în România și au cerut pământ și de băut. Dar cum veniră s-a lămurit cu cine are de-a face și s-a dus de-a berbeleacul cu pleava pulberată. Că au rămas doar câteva de bucăți de eniceri și spahii fugind, dintre care este amintită înspre Dunăre o mână. Deci o mână de spahii, înțeleg. Încă un, o perlă și gata. Personajele principale din povestirea O oră din august sunt ofițerul roșu și avioanele nemțești. Mă opresc aici, oameni buni. Nu uitați să-mi semnalizați dileme, controverse sau să mă criticați pe pagina mea de Facebook sau pe pagina emisiunii Învață Românește. Rămâneți cu bine, domnilor și doamnelor, pa copii.